noastră, încercați să împliniți ceea ce de asemenea în scurtele prezentări din filmul vizionat am înțeles din perspectiva inițiatorilor, dacă am reținut bine, revista să fie un loc, un punct de întâlnire și frățietate între autorii naționali, să continuați pe această linie cu deschiderea internațională și europeană, fără de care nu se mai poate în lumea noastră, și cu deschiderea pe care cred că a avut-o revista și sper să o aibă, am văzut și în sală, români din regiunile înstrăinate, cei de la Est, cei din Nord, de ce nu, cei din regiunea Serbiei, de pe Valea Timocului, românii din aceste zone să se regăsească cum s-au regăsit și până acum în revista dumneavoastră, să continuați această lucrare pentru că este extrem de importantă pentru cei de astăzi și cei de mâine.